Administrația Parcului Național Retezat a reușit să atragă fonduri europene în valoare de peste 16 milioane de lei pentru un proiect de dezvoltare a rezervației. Obiectivul principal al acestuia este asigurarea stării de conservare a speciilor și habitatelor din parc, dar și întărirea capacității de administrare prin dotarea cu utilaje și înnoirea parcului auto. Lansarea proiectului a avut loc joi după masă în Palatul Magna Curia din Deva. Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva a găzduit ieri după masă un eveniment important. Este vorba despre lansarea unui proiect european care vizează Parcul Național Retezat. Administrația Patrimoniului UNESCO a reușit să atragă fonduri de la Uniunea Europeană în valoare de peste 16 milioane de lei, valoarea totală a proiectului fiind aproape 20 de milioane de lei. Este un proiect destul de mare, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare, este o axă specială pentru biodiversitate, pentru parcuri, pentru rezervații în general în România. Este un proiect care va ajuta administrația parcului, îi va întări capacitatea administrativă, sunt dotări, mașini, echipamente pentru personal și partea cea mai importantă din proiect sunt studii complete de biodiversitate. Vor veni foarte mulți specialiști pe fiecare ramură a biologiei, vor face inventarieri, cartări și vor rezulta hărți de distribuție a tuturor speciilor și habitatelor din parc. Obiectul principal al proiectului este conservarea speciilor și habitatelor din zonă. Se finalizează proiectul cu un plan de management, pentru că toate parcurile și toate rezervațiile se gestionează prin planele de management și în acel plan de management o să fie măsuri de conservare. Asta este scopul principal, măsuri de conservare și de protecție, să zicem așa. Sunt ambele sensuri. Sunt zone din parc în care nu se intervine deloc, știți, nu o să găsim cel mai important parc din România și sunt zone în care avem și populație, avem și sate, avem și oameni, avem și ciobani și sunt măsuri, vor fi măsuri, de fapt, în planul de management, care să ajute la menținerea habitatelor în stadiul la care le avem acum. Reprezentanții Muzeului Civilizației Dacice și Romane, cei care au găzduit lansarea evenimentului, spun că îi vor ajuta în viitor pe administratorii parcului la organizarea de evenimente și la cercetări științifice. Am primit o solicitare din partea colegilor de la Parcul Național Retezat de a găzdui această conferință de lansare a unui proiect extrem de generos și care cred că va avea foarte multe beneficii pentru tot ceea ce înseamnă protejarea acestor arii atât de bogate în faună, în floră și așa mai departe. Instituția noastră va putea veni în sprijinul celor care implementează proiectul cu organizarea evenimentelor, cu activități de cercetare științifică, acolo unde va fi nevoie. Muzeul are și o secție de științele naturii. Vom putea sprijini și din acest punct de vedere buna desfășurare a proiectului. Administrația Parcului Național Retezat a semnat contractul de finanțare în luna martie și vreme de cel puțin 3 ani, între 100 și 150 de experți din diferite domenii vor efectua studii, vor face cartografieri și inventarieri în zonă. Un alt obiectiv important al proiectului este întărirea capacității de administrare a Parcului Național Retezat prin înnoirea parcului auto și alte dotări utile celor 19 rangeri pe care îi are parcul în prezent.